La întâlnirea cu excelența sa, Pandela Zarevski, ambasadorul Macedoniei la București, județul Dâmbovița a fost reprezentat de Adrian Țuțuianu, președintele Consiliului Județean, Victor Sanda, prefectul județului, Ioan Țuțuianu, viceprimar al municipiului Târgoviște și Gel Rusescu, președintele Camerei de Comerț, Industrie și Agricultură Dâmbovița. După ce i-a prezentat oaspetelui coordonatele economice, sociale și culturale ale județului, Adrian Țuțuianu a subliniat necesitatea consolidării colaborării pe toate planurile dintre Macedonia și România. Mă bucur că ați venit astăzi în Dâmbovița și sperăm să dezvoltăm împreună, să ne sprijiniți pe noi pentru dezvoltarea de afaceri înfrățiri între localități din România și Macedonia, schimburi culturale, științifice. Noi avem aici o universitate importantă, Valahia. Și sunt convins că relațiile bune statuate de-a lungul timpului din 92, de când s-au stabilit relații diplomatice. Poți să aibă o creștere importantă și prin contribuția noastră. Ambasadorul Macedoniei a vorbit despre posibilitățile de dezvoltare economică a celor două țări. De altfel, excelența sa, Pandela Zarevski, a precizat că a inițiat o serie de vizite în țara noastră, dorind astfel să pună bazele colaborării camerelor de comerț din Macedonia și România. Una dintre chestiunile pe care vrea să le rezolve călătorind atât de mult prin toate județele României este tocmai dezvoltarea relațiilor economice. Ценим дека постои многу можности за економска соработка. Консидерам дека există foarte multe posibilități pentru dezvoltare economică. И тоа не само во смисол на извоз и увоз на производи од една земја во друга. Și nu doar în ceea ce privește exportul și importul dintr-o țară în cealaltă. Туку исто така и заеднички настап на компании од двете земји на трети пазар. Dar și prezența companiilor pe piața din companiilor din România și din Macedonia pe terțe piețe. Po taa smisla. În acest sens, inițirav organizirane na sleden krug na poseti. A inițiat organizarea unui unei alte serii de vizite. Каде што представници на стопанските комори, унде репрезентанци камерелор де комерц, од Македонија и од Романија ќе може директно да разговараат едни со други на оваа тема. Македонија и дин Романија се поте дискута директно ни ку чејалци за оваа тема. Како вовет во, да ја наречиме, третата рунда или третиот круг? Пентру а дескиде целе треја, целе трејла паз, мосто целе трејла паз. Која би значила конкретни разговори помеѓу деловните луѓе од двете земји, афачери ку афачери? Каде însemna дискуции директе între oamenii de afaceri din Republica Macedonia și România.